こんにちは。Ce bine e la voi. Să rămână, îl caut pe domnul Eduard de Dabican pentru postul de ucenic. Am venit cu merinde. Din păcate nu avem o programare, dar o să insist. E o problemă de viață și de moarte aici. Înțeles, doar cu programare. Fluier, sunați-l, vă rog, n-aveți linia lui directă? Și văd ce pot să fac, bine? Păi, puțin loc nu pot să ocup, că m-am îngrășat. O să ocup mai mult. Avem loc. Mergem în sala de așteptare? Da, sigur. Elele, vericule! Aici, îmi dau eu treabă de seară, îți dai seama. Au, bună ziua! Ziua bună! Am auzit că ați venit fără programare. Da, din păcate că n-am știut că peste tot trebuie programare. Am adus niște merinde de astea, că aici în țara Clujului, la Ardeleni, am înțeles că așa se poartă. O țuică bună tot timpul. Asta e bine. Merinde sau șpaga, că vin fără programare? Nu, șpaga, am o mască din partea echipei noastre. Sărmâna. Îmi prezinți puțin pe aici, care-i treaba? Păi, hai să punem micul dejun deoparte. După muncă? Da, uite, dacă tot te-am primit aici, zona noastră de recepție. Lucia și Denisa, care am înțeles că deja ați făcut cunoștință. Să rămână băiatul fără programare. Cred că e cam rece, nu știu dacă... Are un temperament mai rece. Bun, am văzut că deja ai fost și pe aici, te-ai acomodat și cu pianul. Sala de așteptare, nu? Asta e sala noastră de așteptare. Mi-au spus fetele. Foarte frumos, așa, inspirat cu Le Pion de... Să fie artă, până în capăt. Deci ești artist? Mi place să fim înconjurați de artiști, lucrări făcute de clujeni, tot ce vezi pe aici. Serios, felicitări, asta îmi place cel mai mult. Ăla ai făcut de un băiat, îl cheamă Baba Ișvan, avea vreo 18 ani când l-am făcut. Aveai tu sau el? El avea vreo 18 ani, foarte inspirat. Am și acasă vreo 4-5 tablouri de la el. Felicitări! Aici am o puțin artă reinterpretată, niște picturi pe sticlă. Astea sunt niște geamuri de la case vechi. A, da? Da, da. Deci toate casele părăsite din... Tu le-ai oferit artă. Frumos, da. Pictură cu sticlă. Avem și niște cărți în cazul în care ai de așteptat. Noi ne respectăm programările, dacă ajungi mai repede sau dacă vrei să împrumuți o carte de pe la noi. Se poate împrumuta? Se poate împrumuta. În mod normal, ucenicia se începe din camera asta. De ce? Că e mai mare și am mai multe curățenie de făcut? Ai mai multe curățenie de făcut. Aici e zona noastră de școală, de academie. Aici e clasa. Aici e clasa, sala de clasă. Sala de clasă. Care o modelăm în funcție de ce avem nevoie, fie de practică, fie de teorie, demonstrații. Deci, în mod normal, de aici ar trebui să începem, dar astăzi o să te bag direct în pâine, nu mai... Nu mă ierți. Da. Frumos, frumos. Mulțumim, mulțumim. Haide. Eu aștept clopoțelul. Țing, țing, domn profesor, după dumneavoastră. Aici se spală lumea pe cap. Aici se spală, se șamponează lumea, zona de relaxare. Uite, dacă vrei să nu bagi becul în ochiul unui client, da, mood-ul de direct. De aia că e pe relax, pe ce trebuie. Aici este camera de styling, unde colorăm. Bună ziua. Și pentru pauzele alea rapide, o terasă. Da, că văzusem din exterior. Da, da. Foarte frumos mobilierul. Mulțumim. Tu l-ai făcut? Nu l-am făcut chiar eu, l-am gândit. E făcut de o firmă din Cluj. Susținem producătorii locali. Am avut o colaborare super șmecheră cu ei, recomand oricând. Dacă vă interesează, intrați pe site și detalii. Lăsăm link în descriere. Sora mea. Se rămână. Angel, ea e specialist pe zona de unghii. Eu voi fi ucenicul vostru astăzi. Dacă aveți de măturat, de dat cum... Eu știu să șterg și praful de pe unghii. Și la manicură, nu? Tot. Eu sunt ucenicul salonului. La tot, toată lumea astăzi. O să-mi fie milă de tine astăzi atunci. Măcar cuiva. Aici avem zona de unghii.
Nu intrăm la unghii că... Poți să intri la unghii dacă vrei să... Bună ziua! Spor, eu sunt ucenicul vostru astăzi. Dacă aveți nevoie de mine, uite, că și eu o să am nevoie de aici mine. Poți să faci ucenicia, dacă la coafără avem o grămadă de culori. Și aici avem două grămezi de oje. Oi, dar pe dacă le miros pe astea toate, ucenic mă fac astăzi. Da. Aici o să te acomodezi mai bine cu camera asta, la un moment dat o să șampunăm aici. Da, asta e partea de scafe pentru specialiști, nu pentru... Partea de scafe în funcție de cum avem nevoie de procese, ce durează tratamentele, mai mult, mai puțin, mai... așa. Da. Am eu, grazie. Bolobocul ai adus la tine? Nu, dar cred... Și acolo e camera de cafea, acolo sunt restul colegilor mei. Mamă, ce e aici, șupul în rai. Aici v-ați ascuns. A văzut? Cum se ascundeau ei, mă? Da. Suntem la al patrulea etaj. Hai că încă n-am început să lucrăm, doar da, vizităm. Da, păi mai te vizităm și după aia leșnă. Da. Aici este școala de unghii. Deci aici ai profesor pentru unghii, mă gândesc că tu nu predai. Nu predau eu unghii, sora mea se ocupă de școala de unghii împreună cu colegile ei. Și să știi că nu desenăm doar desene de păr și la unghii. Am văzut că, uite. E destul de complexă povestea. Ce știu să-ți spun cu Apex, cu punct de stres. Destul de complicată povestea. Mai, eu știu de punctul de stres când îți rozi unghiile. De la stres. Nu este despre ăla. De-aia trebuie să mai vin pe aici pe la școală. Da. Aici, zona de cosmetică. Poți să-ți faci și fesele frumoase și să-ți întinerești fața. Poți să-mi trag cearcănele că eu cam am? Da, poți. Poți. Masaj sau... E un aparat care reproduce masajul prin niște flapsuri. Nu sunt eu specialist pe treaba asta, doar știu de la cliente că găsim pe site. Nu? Așa. Și mai avem pe aici și un birou și încă o cameră de manicură. Dar tu nu te rătăcești pe aici. Bună ziua, ne scuzați că vă deranjăm. Eu sunt ucenicul vostru astăzi, dacă aveți nevoie. Aici se lucrează pe unghii. Se lucrează. Aici nu se mai învață. Da, aici se lucrează, dincolo e sala de curs. Și boje, dacă n-ai văzut jos suficiente. Doamne, adună-le pe toate. Sper să nu am reține minte. Bun. Ce trebuie să ții minte sunt culorile de la coafor, care seamănă cu ojele. Acum, la culori, treaba e mai simplă, că o avem cu numere. La oje e Blackberry Blue, Sunset Peach. Le faci în ochi. Eu altă rugăminte am nevoie. Dă-mi o hartă, că ai aici 30 de uși numai pe un etaj. Și am ajuns și în camera mea preferată, camera de colorare. Aici ne vom desfășura mai mult activitatea astăzi. Că vreau să împărtășesc astăzi cu tine o tehnică de colorare parțială și ne apucăm imediat de treabă. Nu prea arată camera de colorare, zici că e ceva birou de... Da, e un concept care l-avem de ceva vreme, inspirat din Franța, din saloane. L-avem de când avem noi deschis saloanele și încă dinainte, din al doilea salon în care am lucrat, în așa fel încât clientele să nu fie nevoite să se vadă cu vopseaua în păr, cu procesul de oxidare, după decolorat, galben, portocaliu. Foarte elegant așa. Și feedback-ul a fost foarte mișto. Plus mai și socializează, mai scot un laptop, mai lucrează, mai citesc o revistă. E un spațiu foarte mișto. Și ți-am zis, e camera mea preferată în tot salonul. Tu și stai mult aici. Da, petrec mult timp aici, mai ales la corecțiile de culoare, că nu mă mișc de lângă scaun câte o oră jumate, două. Și trebuie să-ți placă, trebuie să-ți amenajezi. Da, și am făcut-o și drăguț, am păstrat la un moment dat cutiile vopselelor, cutiuțele de nuanțatori și am făcut așa să pară mai crafted. Designul e al tău? Da. Super. Păi înainte să mă apuc de coafor am făcut niște arhitectură și mai am așa ușoară orientare către zona de amenajare. Ai ochiul format, așa se zice. Da. Păi ne place. Și cum ai spus, important este să ne simțim noi bine aici și mai important este să se simtă bine și clienții. Ce mai bine. Mi-ai expus aici logo-ul tău. Da. Ca să se vadă.
Băi, frumusețe la superlativ, că asta era și interpretată, discutabilă, ce înseamnă superlativ. Important e, știi foarte bine și la tine, omul când pleacă din salon să plece cu zâmbetul pe buze și atunci... Clar. E cel mai bun feed de care poți să-l primești, mergi tu acasă liniștit, chiar dacă ești rupt, obosit, ești super împlinit. Și atunci treaba e bună. Așa că hai să ne luăm modelul pentru astăzi să ne apucăm de treabă. Gata, intrăm la treabă. După tine, domn profesor. Domn profesor, da. Spune-mi ce avem de făcut. Asta cu domn profesor, mai scutește-mă cu domn profesor. Hai să împărtășim un pic, să vedem prima ta colorare, presupunem astăzi, da? Da. Așa. Da, astăzi dezvoltăm tehnici și talente. Tehnici și talente. Hai să luăm cu lucruri simple. Bă, în meseria noastră cel mai ușor este să fii creativ și să faci 7 culori în cap, să tunzi asimetric. Cel mai complicat este să faci lucruri simple. Și bă, hai să pornim de la lucrurile de bază. Și bă, vorbeam mai devreme noi așa în culise despre diagnoză, diagnostic, consultanță, consultație. Oricum ar fi, hai să vedem ce avem în cazul de față pe modelul nostru de astăzi. Și cred că e foarte important să vedem că avem două lucruri, să zicem așa. O analiză fixă, cu niște lucruri care nu le putem schimba, și o analiză variabilă cu toate lucrurile care le putem schimba noi. Adică tot ce ne trece nouă prin cap, dacă tot vezi acum cu șuviță verde, aia înseamnă că e variabilă. Poate să fie verde, turcoaz, dar rămânând în lucrurile de bază, prima dată trebuie să analizăm părul. Și părul îl analizăm, dacă tot vorbim de culoare, în perspectivă care este culoarea ei naturală, ce procese a mai avut pe păr, după care analizăm textură, densitate și așa mai departe, dar ca să fie lucrurile mai simple, ți-am pregătit ceva. Examen. Examen. Uite, aici o fișă completă de diagnostic. Unul dintre colegii mei spune în felul următor. Mă, trebuie să fii prost să o completezi pe asta de la cap la coadă și să nu-ți iasă. A, da, deci cumva e rețeta sigură. E rețeta sigură pentru că e super complexă. Observ. E super mult în spatele acestei fișe, vorbim despre starea părului, nivelul de hidratare, culoare, vorbim despre fiecare zonă în parte, despre procese, dacă părul este natural, dacă este procesat chimic. Ce înseamnă procesat chimic? Dacă are o întindere permanentă. Tratament cu keratină, fetelor! Da? Mamă! Nu este tratament, știm amândoi treaba asta. Sau dacă are procese de culoare sau decolorare. Am foarte clar toate lucrurile puse aici, înălțimile de ton și pentru că culoarea este extrem de relativă pentru fiecare dintre noi, cel mai bine este să folosesc meșierul care mă ajută să identific culoarea. Dacă mie mi se pare că părul este 7, iau frumos meșierul și zic, ops, de fapt de 5. Apropo, între noi fie vorba, una dintre cele mai mari greșeli pe care o facem în general în salon e presupunerea. În loc să lucrăm cu toate ustensilele care le avem la îndemână, mie mi se pare că părul ăsta ar fi 7. Și din mi se pare că părul ăsta ar fi 7, încep și îmi fac tot procesul de colorare ca și cum aș avea o bază 7. Nu aleg activatorul corect, nu aleg vopseaua corectă, nu aleg raportul de mixaj corect și s-a terminat povestea. Ne trezim cu alt cineva. Un tips mai șmecher de atât, dacă mai ai puțin... Suntem în era tehnologiei, dacă tot vorbeam de tehnologie. Într-o poză avem aici frumos varianta de filtre și folosim filtru alb-negru. Ok? Punem frumos așa. Face o poză alb-negru și te uiți să vezi din reflexele alea cam care e culoarea. Mă, nu cred. Și deci, bă. Și bă, revenim la fișa noastră de diagnostic, completăm înălțimea de ton și un lucru extrem, extrem, extrem de important este să analizăm fiecare zonă în parte. Ce înseamnă fiecare zonă în parte? Mai ales când facem un diagnostic de culoare. Împărțim lungimea părului. Acum, nu împărțim lungimea părului doar în câte segmente de culoare are, dungi, zebre și așa mai departe, în funcție de caz. O împărțim tehnic în funcție de numărul de centimetri. Primii maxim 2 cm sunt considerați zona de rădăcină. Și de ce sunt diferiți față de următorii 10 cm sau de restul lungimii? La nivelul scalpului am o temperatură de aproximativ 37-38 de grade. Asta înseamnă că acolo este conceput produsul să lucreze în cele mai bune condiții, optime. Acolo spun că vopseaua deschide 3 tonuri, 4 tonuri și așa mai departe. În următorii 10 cm părul încă mai stă ușor în zona capului, dar temperatura este undeva la 26-27
Deja începe să scadă. Ești. Deja puterea de deschidere scade. Așa că, cazul clasic, pandemie, rădăcini atât. Am aplicat o culoare, aici iese ce vreau și aici iese un portocaliu minunat. De ce? Datorită temperaturii. După care restul lungimii este mediu ambiental. Plus minus 20 de grade. Și cum le echilibrezi? Cum le controlezi? Ha, mulțumesc de întrebare. Dacă ai făcut un diagnostic bun, o să știi în funcție de fiecare zonă ce ai nevoie. Poți să schimbi activatorul, poți să schimbi vopselele, poți să schimbi tehnica de colorare sau să te ajuți de climazon, folii și orice altă invenție. Dar în momentul în care vine vorba de colorare, îmi place să am o discuție cu clientele pe termen lung, să vedem ce se poate, ce este bun, ce nu este bun pentru ea, ce o avantajează, ce nu o avantajează. Păi sunt proiectele tale, de fapt. Da, dar asta cred că merită să înțelegem fiecare dintre noi și, în general, unul dintre oamenii cu care am învățat cel mai mult, cea mai multă culoare, să spun așa, în lumea asta, îl cheamă Rock LeMay, este un colorist genial, canadian, și el spune în felul următor: problema de obicei e 2 metri în spatele scaunului. Corect. Pentru că pentru mine, ca și colorist, tot timpul este cel mai ușor să dau vina pe păr. Ei, n-a fost bun părul, ai folosit prost înainte, nu te-ai splacut ce trebuie, ești înainte, ești după, ești la, știm poveștile când nu iese culoarea și așa mai departe. Nu, totul este în mâna noastră. Continuăm data viitoare. Da. Știm. Și de aceea merită să facem cel mai bun diagnostic, pentru că ăla e piatra de temelie. Păi da, cu cât îl faci mai detaliat și realist, n-ai cum să greșești, cum ai zis tu. Așa că, în general, îți sugerez ca cel mai mult timp să-l aloci diagnosticului. Vezi ce, cum, după care vine gândirea matematică, strategică a culorii, tehnica, unde ai opțiuni cât vrei. Și dacă vorbim despre tehnică în ziua de astăzi, nu cred că este ceva ce este corect, ceva ce este greșit, cred că este după propriul gust. De ce? Social media spune că baleaj este și blond de aici până aici, și negru aici, blond aici, și șuvițe în tot capul, și casca este tot baleaj, așa că decideți voi. Completăm fișa de diagnostic. Hai și mi-ar place să... Să te ajut? Să te ajut eu pe tine. N-am mai ținut pixul mână de când am plecat de acasă. Deci avem primul paragraf, nu? Așa? Da. Da? Starea părului. Așa. Și acest uite aici, în stare de l-avem orice. Pe trei zone. Hai să analizăm prima dată zona de rădăcină. Zona de rădăcină. Aici ce trebuie să completăm? Starea lui natural, natural, structură chimică sau culoare. Eu zic că avem natural. Natural. Foarte bine. Și fac un X? Bifez X, ce-ți place ție. Ah, completez cum vreau eu? Da. Pot să fac circulețe. Bun, zona 2. Zona 2 este 2-7-10 cm. Nu te grăbi, răbdarea este cheia. Mi-ai dat tehnologie în mână, știi cum îți copii aia, că au joystick. Nu ți-am dat zahăr de dimineață, deci. Hai să rămânem în prima linie, să terminăm de analizat rădăcina. Deci pe orizontal. Da. Merge și pe orizontală și pe verticală, dar... Da, o luăm educat, corect. Bun, nivelul de hidratare a părului. Aici mai blocat. De ce? Cum analizezi nivelul de hidratare a părului? Păi văd în ce parte bate vântul și mă duc în partea alaltă. Corect. În principiu, iau o șuviță de păr și cu vârful degetelor trag ușor pe păr. Asta o să mă ajută să simt textura părului. Cât părul este fin, degetele alunecă pe el, curg, înseamnă că părul este hidratat, nu este poros. Unde degetele merg puțin mai greu și simt niște solzișori, înseamnă că părul deja este deshidratat. După care mai avem acolo următorul nivel deteriorat, când trag cu degetele pe păr și deja încep să rămân cu bucăți de păr. Sau cântă, sau sună, știi? Așa. Ca la vioară. Deja e problema. Zona 1 este hidratată normal. Este hidratată normal. Nefiind procesată. Bă, dar tu te distrezi toată ziua cu tableta asta. Da. Bun. Acum înălțimea de ton pe care o avem. Înălțimea de ton te referi la ce treaptă? Care este culoarea, treapta naturală? O să luăm acest instrument care se numește ajutorul nostru. 5? În general, ideal ar fi să-l plasezi pe aceeași direcție ca să bată lumina... Din aceeași direcție. Exact. Ce ai fi tentat? Domnule doctor, eu aș fi tentat să spun 6.
Dar conform multelor statistici pe care le avem, datorită informațiilor primite de la dumneata, eu zic să nu riscăm și să mergem cu 5. Așa sugerez și eu. Perfect. Eu notez aici, așa a sugerat și trec, scriu 5. Scriem 5. În general, scris de doctor, dacă vrei să fii super accurate, culoarea o iau din 3 zone. Pe top, în general, părul e cel mai expus. Soare, vânt, decolorare și așa mai departe. În zona din spate, părul nu este expus la niciun fenomen. Și acolo, în principiu, e cea mai clean culoarea. Vin și verific și aici și văd clar că e 5. Clar ca lacrima. Partea de top poate să te inducă în eroare, fiind ușor mai expusă soarelui. Exact. Se deschide. Și apa fierbinte tot aici pică prima dată. Și absolut tot. Și în general, dacă vrei să fii super safe, o mai verifici și deasupra urechii. De ce? Pentru că este din nou o zonă care nu este foarte expusă decât în momentul în care pun multă tensiune pe păr, dacă port părul foarte mult în coadă, de exemplu. Îl țin strâns și dacă vezi fetele care stau mai mult în soare, nu știu, joacă tenis, merg la mare și așa mai departe, când îți țin părul strâns, ai impresia că au făcut contouring, dar el este deschis natural. Da. Și atunci de aceea analizez toate cele trei zonele. Bun. 5. Acum reflex. Avem firea. Culoare și am reflex. Ah, reflex. Mamă, trebuia să șterg. Reflex e ok. Reflex e natural. Ca să ștergi, by the way, tehnologie. Double tap și se transformă radieră. Da, eu am avut tendința să-l întorc invers. Bă, și după aia? Double tap înapoi și uite aici, acum ți-e radieră, double tap, ți-e pix. E, da. Părul nu funcționează la fel. Deci nu? Pe foaie poți să ștergi, din păr exact. Nu mai poți să ștergi. Sfatul zilei. Așa. Bun, și la reflex? Natural. Acum, reflex natural, scriem, în general... fac un N. Natural, zero, natural, în funcție zero. De fiecare brand are numerotat într-un anume fel, încât să fie tehnicianului mai ușor să înțeleagă povestea. Bun, procentaj primul rând, tu trebuie să înțelegi ce scrie aici, nu restul. Ideal. Exact. Procentajul de păr alb. După părerea mea, domnule, undeva la 0%. Chiar 0%. Analizăm și scalpul? Analizez scalpul din diverse motive, mai ales pentru că fac procese chimice care o să ajungă pe piele. Am nevoie să văd starea scalpului, dacă scalpul are iritații, dacă are cumva răni, mătreață, mâncărimi, dermatite. Care so au început să iasă din ce în ce mai des la iveală odată cu instaurarea COVID-ului în populație. Așa. Stres. Bun. Am nevoie să verific elasticitatea scalpului. Un scalp am nevoie să fie elastic. Cel mai simplu să-mi dau seama dacă scalpul e ok sau nu, iau pumnul, îl strâng foarte ușor și verific nivelul de elasticitate al pielii. Asta este un nivel de elasticitate bun. Strâng pumnul complet, aici deja este rigid. În momentul în care scalpul are aceeași textură ca și rigiditatea de aici, pot să înceapă să apară probleme de cădere, scalp uscat și așa mai departe. Acum, o întrebare foarte bună ar fi de ce se schimbă elasticitatea scalpului și nu tot timpul scalpul este elastic? Pentru că s-ar putea să îți prinzi părul în coadă o perioadă și să nu se vadă că ai riduri și când îți dai părul jos din coadă, din toată se apară riduri. Bun. Am luat 10. Toate procesele de care spui tu afectează direct scalpul. Dacă îl țin foarte mult strâns, dacă îl țin foarte mult prins, dacă nu mă hidratez corespunzător. Adică să beau apă corect. Să beau apă. Să beau apă. Așa. Nutriție. Și tot ce ține de produsele de îngrijire. La nivelul scalpului mai analizăm dacă apar descoamări. Care e diferența între descoamări și mătreață? Că descoamări încă nu știm ce înseamnă. Așa. Ce se întâmplă când se, la nivelul pielii, nu știu, mă exfoliez, am stat la soare și se duce un rând de piele. Așa. Ai descoamare. Descoamare? Da. Deci descoamarea este când din celulele aflate pe piele încep și pleacă o parte dintre celule. Așa. Mătreața este o bacterie. Și sunt ușor de confundat. Sunt foarte ușor de confundat dacă nu sunt atent. Diferențe mari. Mătreața în principiu miroase. Mătreața în principiu este îngălbenită.
Așa. Și este în bucăți mai mici. Descoamările, în general, sunt mai albicioase, sunt în bucăți mai mari și nu miroase. Zona 2. Intrăm în zona 2. Zona 2, ce înseamnă zona 2? De la 2 cm până la 12. De la 2 la 12 cm. Reușesc să observ aici o culoare pe păr, după care în zona asta văd că există câteva diferențe mici de culoare, dar nu este o bandă clar delimitată. Diferența mare de culoare o văd undeva de aici. Și asta poate să însemne că zona 2 încă să fie naturală. 99% ne asumăm riscul să spunem că este naturală. Mergem pe mâna ta la 99%. Bun. Hidratarea părului. Hidratarea este normală. Este normală. Culoarea este normală. Culoarea este 5. 5. Reflexul natural. Aici la fire albe tăiem tot. Reflexul tot natural. N. La fire albe nu avem. Bă. Și acum mergem în zona următoare, zona 3. Aici ai zona graf. 3. Aici e graf. Bun. Acum, zona 3 poate să însemne 7 zone, dacă avem 7 zebre. Sau poate să însemne dungi. Părul nu mai este natural. Nu este. Este colorat. Colorat. Bun. Nivel de porozitate este ușor poros. Se simte la deget. Înălțim de ton între 6 și 8. Dar nu-mi încape tot cuvântul. Între 6 și 8. Hai să arătă șmecherie. Bătă. Așa. Reflex punct 3. Tot aici scriu? Nu. Ideal era să punct fie tot acolo. 3. Așa, adică auriu. Bun. Înțelegeți voi. Păr alb nu există. Nu există păr alb. Nu, ok. Bun. Am stabilit asta, am înțeles că vrea ceva mai deschis. Acum, din discuțiile care le-am avut înainte, păstrăm o rădăcină naturală, să nu ne atingem de restul părului, să nu-i dăm o dependență prea mare de salon și vrem să deschidem lungimile. Acum, tehnici, fără număr, o, da, Dumnezeu. O să-ți arăt astăzi zona interesantă care mie mi se pare super rapidă, super ușoară. Dar înainte de asta, ideal este să completăm partea a doua a fișei. Activatorul folosit. Bun. Acum, vom face un proces de decolorare și activatorul folosesc în funcție de ce am pe păr și ce vreau să obțin. Ziceam să pregătim vopsea, decolorant și așa mai departe. În principiu, eu nu-mi pregătesc produsul până când părul nu este pregătit pentru proces. Asta înseamnă că astăzi vreau să-ți arăt o tehnică de colorare super ușoară, super rapidă. Da. Prima dată pregătim părul, împărțim absolut tot părul și abia în momentul în care este împărțit, ne facem produsul, să rămână fresh. Și după aia completăm aici? Și după ce am terminat decolorarea, completăm acolo. Și acum cum îi pun pauză la asta? Acum punem aici Dan. Dan. L-am salvat. L-am salvat. Și putem veni și completa pe el. Ah, deci poți să închid mapa fără. Da. Hai să trecem la treabă, că am povestit suficient. Ai fost vreodată la spectacol la Gaițele? Da, ăsta din Cluj. Suntem și noi la fel, frate. Hai să ne punem și la treabă. Clar. Uite ce o să facem astăzi. O să împărțim direct părul. O tehnică rapidă de colorare parțială. Acum vrei să o numești baleaj, o numești baleaj, vrei ombre, o numești ombre. Îi spunem colorare parțială pentru că o să păstrăm rădăcina naturală, deschidem lungimea. Ca să meargă tehnica mult mai repede, să scăpăm de tapaj, de încălcit păr, de lucru super minuțios pe foarte multe folii. Look-ul pe care și-l dorește ea e super natural și simplu, merge cu ce avem noi aici. O să împărțim părul în 4 zone. În principiu, fac o cărare pe mijloc, cu excepția momentului în care ea își poartă părul doar într-o parte. Și am vorbit cu modelul nostru, își poartă cărarea 99% aici, o să respectăm cărarea naturală și împărțim cealaltă 4 cadrane. În mod normal, mediană, longitudinală, transversală. Acum, vârful urechii. Și fiecare zonă o să o împart în secțiuni paralele cu linia părului. În principiu, ideal să aibă aceeași grosime dacă vrei un look echilibrat sau dacă vrei să fie mai puțin blondă sau mai mult blondă, alternezi grosimea șuvițelor. Simplu. Logic. În funcție de ce vreau să fac, vreau să mă joc cu lumini și cu umbre, că practic despre asta este colorarea parțială, decid dacă pe lângă față pun lumină sau pun umbră, în funcție ce am nevoie. Vreau să dau volum mai mult, să amplific volumul, pun lumină, vreau să îngustez, pun umbră.
dacă pun umbră, trebuie să mă asigur că umbra este suficient de lată încât să și aibă efect. Că dacă este doar pe dedesubt, nu o să vadă. Bun. În cazul de față o să punem lumină și e meșa care ți-o dau ție și te rog să mă ajut să o ții. Următoarea meșă paralelă rămâne jos și alternăm. Una ție. Una mie. Una mie. Două ție. Ne, uite, o facem pe aia dreaptă și facem una, una așa frățește. Împărțeala e corectă. Aici în Ardeal, cu împărțeala e tot ce trebuie. Bun. Acum, în general, zona asta o să fie cea care o colorez și o direcționez. Direcționarea este unul dintre cele mai importante elemente în tehnica asta. Direcționarea și tensiunea. Zona asta, ca să nu mă încurce, vin și o izolez, o împletesc. O împletesc cât mai strâns, în așa fel încât să nu mă deranjeze. Și o să am patru meșe pe care o să aplic culoarea și am terminat povestea. Dar ai jucat la păcănele când erai mic sau care e problema ta? Eu nu știu, asta e singurul mod în care știu să împletesc. Toată lumea, mamă, ce tare e, ce nu... Nu, e singurul mod în care știu să împletesc. Eu nu știu să împletesc altfel. Tocmai de aceea nu știu să fac un spic, nu știu să împletesc pe cap, pentru că nu știu să faci ceea ce faci tu acum. Eu am învățat tot numai stilul ăsta. Eu, de aproximativ 4 ani, m-am lăsat de sporturi extreme, nu mai fac decât culoare și tunsoare, nu mai coafez. Nu, nunți, hramuri, cumetrii. Nu, gata. Bravo. Hai, teoretic, înainte să prepari produsele, trebuie să spui mânușile, așa. Yes. În România, încă să știi că suntem super lejeri cu tot ce înseamnă procesele de colorare. În Anglia, de exemplu, e obligatoriu să faci test de alergie înainte cu minim 48 de ore. La toți clienții? Știu că aici e recomandat, la noi fiind altă alimentație, e recomandat să-l faci o dată la câteva luni. Dacă ai același client, dacă ai client nou, trebuie să-l faci de fiecare dată. Dar ca idee, dacă clientul e alergic, e alergic oricum, dacă are reacție la anumit, ingredient, poate, de exemplu, la o culoare bază 8 să n-aibă nimic și la o culoare bază 4 să facă alergie pentru că are mult mai mult pigment. Deci nu ține neapărat de amoniac, de restul compușilor din culoare, poate să facă pur și simplu reacție la pigment. Eu am auzit că dacă îți cunoști bine clienții, în caz că ți-i cunoști și știi că o născut de curând, știi că faci un tratament medicamentos, fă-i un test de alergie, că nu durează. Oricum, dacă se reacționează, reacționează în primele minute. Îi pui în spatele urechii și eu de obicei mai pun la încheieturi. Așa. Și atunci se instant, dacă e reacție, așa. Reacție. Tot timpul să avem în salon niște medicamente antialergice și numărul de la 112, că... S-a mai întâmplat. Deci, se face 30 de grame de pudră. Și în principiu nu se face la ochi, la cupă, la... Nu. Se face pe cântar. De-aia o dat Dumnezeu cântar. mai, hai. Aoleu. 30.02, nu. Am spart la degete. Gata. Ba. Acum aici și activatorul. În principiu, având în vedere că o să lucrez o tehnică freehand și ținând cont activatorul, poți să faci 1 la 3. 1 la 3? Da. Și 1 la 3 jumate. Și la 3 jumate, aia înseamnă 90 de mililitri de activator. Acum, dacă toată treaba deja ai făcut-o, de aici procesul să fie super simplu, îți arăt eu o meșă. Începi prin a trage părul foarte bine în palmă, dacă este cazul, nu-l piepte puțin, să fie tensionat. Rogi clienta să lase capul ușor pe spate și, după cum spuneam, trebuie să tragi puțin de păr, îi spui că o tragi cu dragoste și iubire să iasă culoarea bine. Asta e rețeta. Dragoste și iubire nu trebuie să lipsească. Ingredientul magic. Acum, dacă vrei, poți să începi cu pensula să faci un blending ușor, în așa fel încât să te asiguri până unde pui produs. Niciodată nu o să încep să pun produs din top, pentru că risc să obțin pete. Încep și pun produs de la mijlocul părului și urc progresiv
spre partea de sus. E foarte importantă și presiunea care o pun pe pensulă. Mm-hmm. Și în funcție de cât de profund vreau să intru în păr, apăs mai tare pensula pe păr sau mai lejer. Acum am făcut mare parte din zona de blending. Aici produsul este mai mult la suprafața părului. Deschiderea o să fie mai soft. Moment în care, efectiv, iau produs în mână, cu curaj, iau produs în mână. Așa. Țin meșa în continuare în tensiune și încep și saturez părul cu produs. Trebuie să notăm? Sau... Nu, e cazul că aplicarea o să fie super rapidă. Așa că te invit să trecem la următoarea meșa. Și care vrei, asta sau asta? Prefer să lucrez față-față, spate-spate. Perfect. Adică o să lucrăm următoarele două meșe din față. Vezi care ți-e mai confortabilă poziția. Aici. Față-față, spate-spate. Bun. Acum, ține cont că am nevoie să direcționez meșa în față, perpendicular, pentru că acolo îmi dă cel mai bun blending. Trebuie să tensionez mai tare. Exact. Vezi, numai mă uit la tine și știi ce ai de făcut. Deci treaba e bună. Păi, domn profesor, dacă Matali mi-a explicat ca la carte... Așa, în general, când iau prima dată produs pe pensulă, termin produsul oarecum. De ce? Ca în momentul în care ajung în zona de sus, să rămână mai puțin produs pe pensulă, să fie blenduit de la mai puțin, mediu spre mult, în așa fel încât și deschiderea să fie graduală. Bine fac oare? Foarte bine. Bun, tot? Și acum o să iau cu mâna și exact. O să... Sau mai întâi blenduiesc? Iei cu mâna direct. N-are rost să muncești să blenduiești acolo, pentru că imediat o să vii și o să scoți produsul sau o să pui produs peste. A, așa. Și pe tot parcursul ăsta e important să păstrezi tensiunea pe păr. Deci am rămas la întrebarea din chestionar care spune cam așa. Activatorul utilizat, semnul întrebării. Am folosit 30 de volume. În zona 1? În zona 2 și 3. Zona 1 n-am atins-o. N-am atins-o. Și am folosit 30 de volume. Da, 30 de volume, adică 9%. Care e diferența dintre la sută și volume? La sută e concentrația de peroxid. Exact. Volumele este cantitatea de oxigen degajată. După care, următoarea întrebare este fondul de decolorare. Și uite, ne ajungi aici. Ce e fondul de decolorare? În română sună tare ciudat, fond de decolorare. Mie îmi place foarte mult cum sună în engleză, dar ca să ne obișnuim și cu româna noastră, o să deducem în română ce înseamnă fond de decolorare. În engleză îi zice undertone sau haina de pe dedesubt, undertone sau undercoat. Adică ce este sub culoarea pe care o am. Și lenjeria e, uite, aici. Galben. Pe alocuri ușor portocaliu. Ușor. Acum, fondurile ușor. De colorare zic în felul următor. Cele mai importante sunt 4, 6 și 8. Dar, după cum vezi, le ai și le avem lângă și tine. Aici, bun. În zona asta. Aia așa. Înseamnă că am ajuns într-un nivel de galben portocaliu 8. Și în funcție de ce vrem să facem, vrem să facem o culoare caldă sau rece, ne uităm ce reflex avem nevoie să neutralizăm. Un albastru. Albastru spre violet. Cu puțin violet. Deci da. O să mixăm albastru și violet. Să facem o culoare naturală, drăguță, neutră, să nu fie nici prea rece. În așa nici prea rece, nici prea cald. Nici prea cald. Exact. Ce facem cu fondul ăsta de decolorare? Îl folosim, îl neutralizăm sau e cazul să-l înlocuim? În clipa de față, Îl neutralizăm. Ca să-l neutralizăm, exact cum te uitai mai devreme, avem nevoie de reflex albastru, violet. Da. În funcție de cât de rece vrem să facem culoarea, alegem mai mult albastru, mai puțin violet, sau mai mult violet, mai puțin albastru. Și următoarea întrebare acolo zice, ce reflex am nevoie? Acum fiecare brand are numerotat în 1, 2, 3, 5, 7, A, G, B și așa mai departe. Da. Noi știm clar că avem nevoie de
albastru și violet. Mergem la brandul cu care lucrăm, luăm albastru, violet, în înălțimea de ton 8, îl aplicăm pe păr. Și acum, ideal ar fi să aplici o culoare demi-permanent acidă. Ce înseamnă asta? Ar fi o culoare care să nu schimbe baza naturală. Să nu influențeze melanina, în așa fel încât în momentul în care crește părul să nu mai aibă încă o linie de demarcație. Și asta e sfat pentru toată lumea. Vă rog din tot sufletul, când faceți în salon baleaje, nu mai puneți vopsea permanentă peste ele. Mulțumesc! Cred că e un sfat care ne ajută pe toți. Bun. Ce nuanță vom folosi concret? În spatele tău avem culorile. Ne uităm pe înălțime de ton 8, dacă am decis 8, avem aici zona de 8 și avem 8-0 natural, 8-1 cenușiu, 8-1-8 cenușiu cu verde, deja e prea mult, nu prea avem mult nevoie, 8-2-3 este un bej cald, 8-2-7 este un bej rece, cred că 8-2-7 va fi alegerea câștigătoare. 8.27, bej rece. Bă. Mergem, mixăm, aplicăm pe păr. Foarte ușor, de data asta este non-tehnic. Nu trebuie să avem grijă la aplicare la fel de mult ca și la decolorant, pentru că el, culoarea oricum naturală, nu va schimba. Perfect. Poți să atingi fără nicio problemă. După care lăsăm timpul de acționare și coafăm. Și am cam terminat, hă? Am cam terminat. Hai că am terminat. Eu astăzi am tras mai mult chiul, așa. Așa e când ai asistent, când ai ucenic. Unul trebuie să și stea, alții să muncească. Păi. Apropo, dacă tot de profesor... Știi care e condiția esențială să fii maestru? Nu. Să ai ucenic. De aceea trebuie să ne dăm trip de ucenic. Da. Deci poți să fii tu cel mai bun în absolut orice, dacă n-ai oameni care să te urmeze, nu ești maestru pentru nimeni. Maestru este acela care are ucenici, sau adepți, sau oameni pe care îi... Sau urmași. Măcar urmași. Sper să vă fie de folos. Dacă aveți absolut orice întrebări, intrați pe site, pe pagină Eduard Băcan Education. Îl găsiți pe Facebook, YouTube, Instagram, TikTok și tot ce trebuie. Și pe trip de ucenic de acum înainte. Îți mulțumim pentru toate lecțiile pe care le-ai dat. Mulțumesc de vizită și de asistență și să știi că te mai aștept. Mi-a plăcut să lucrez cu tine. Trecem, că suntem în drum. Mersi, Gașca. Like, share, subscribe, degete. Nu e cu de-astea, e cu de-astea. E cu de-astea, e cu de-astea. Pa!